Crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Jucăm Dublu sau Nimic în deșteptarea în această dimineață pentru 800 de euro. Monica din Corbeanca e alături de noi. Bună dimineața! O, ce faci, vecină? Bună, Monica! Nu e Monica. Nu e Monica. Ah, e Ciprian din Lugoj. Ciprian. Salut, din Ciprian! Lugoj. Salut! Ok. Tu ești din Lugoj, deci nu ești vecin cu Vlad. Nu. Trebuie să vă explicăm cum e aici. Da, avem am încurcat cifrele, da? Ciprian din Lugoj. Da, mai n-a fost atent la oră. Noi avem un calculator pe care sunt 10 linii. De fapt, da. 12. Și numele și liniile sunt scrise în ordine. Și ele rămân în ordine toată emisiunea. Așa că, na. Da. Ciprian, bună dimineața! Lugoj, pe linia 5. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce mai zici, măi, Cipriane? Uite că te-am zăpăcit cu toată situația asta de la noi de aici, dar n-a fost nimic atât de complex. Cipriana Lugojana. Da, a fost o situație mică de confuzie, acum s-a lămurit totul, tu ești participantul la Dublu sau Nimic, începeați de la 100 de euro, dublezi până la maximum 800. Mergem. Ce zici, Ciprian Lugojan? Debordant. Până unde mergi? Eu vreau până la 800. Bravo. Să vedem. Foarte bine. Mă uit pe cele patru întrebări. Nu sunt grele, deși lui Luca i-a fost greu să le aleagă. E foarte greu să mai fac întrebări. Hai că te mai ajutăm noi. Ciprian, unde te găsim? În Lugoj, bă. În Lugoj. Lasă-mă, ești acasă, la serviciu, pe stradă. Da, da, da. Sunt acasă, muncesc acasă. Ah, bravo. Ești modern. Bravo, și ai colegi măcar cu care să mai dai un... Din păcate nu, sunt singur. Cipriane, asta e să fie toți banii ai tăi. Nu cred că ai nevoie de ajutor azi, sincer. Să fie. Hai, ne apucăm de treabă? Sigur, sigur. Ia. 100 de euro. Ciprian, întrebarea de încălzire de astăzi este din actualitate și tenis. Ce jucătoare prezentă zilele astea la Cluj a câștigat luna trecută turneul feminin de la US Open? Emma Răducanu? E o întrebare sau o afirmație? Că nu-mi dau seama. Sper să nu greșesc. Cred că Emma Răducanu. Nu prea îți place tenisul. Așa, așa, așa îmi place. Da, 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 mai mult ping-pong-ul. Hai, domne, Emma, da. Clar. Îmi plac gambele, acum. Îmi plac gambele, ai zis? Ambele și gambele. Bravo, ai 100 de euro. Mulțumesc. Bravo. Ce știi, Ciprian, să ne mai spui despre Emma Răducanu, așa repede? Păi, știu că are rădăcini din România, acum... E româncă, domne. Da, domne. E minciună că e britanică. Este Emma noastră. Da. Emma noastră, da. Bine, Ciprian. Mergem mai departe la 200? Mergem mai departe. Hai. 200 de euro. Ciprian, pentru 200 de euro. Cum se numește combustibilul folosit în aviație și la navele spațiale? Kerosen. Lucrezi în aviație sau? Nu. Dar pilotează de acasă. Bravo, Ciprian, ți-am zis că nu e greu. Mă, ce repede. 200 de euro. Merg banii, pam, ce pam, repede pam. Se duc banii azi. Da. Ce să zic? Cum ți se pare, Ciprian? Emoții un pic, dar una peste alta. Emoții sunt la prima întrebare. Mai sunt câteva emoții la a doua. Deja s-au risipit. Cu ce te ocupi, Ciprian? În vânzări lucrez. Vânzări. Mm-hmm. Cum merg vânzările în perioada asta? De acasă. Mai... Nu ne putem plânge, dar... Mai mult online. Nu ne putem lăuda. Da. E atunci, Ciprian, e cazul să faci banii aici, la Dublu sau Nimic, ca să poți fi mai relaxat la serviciu.
Deci bănuiesc că mergem mai departe, nu? Mergem mai departe. Bravo, Ciprian. 400 de euro. Vedeți ce frumos crește suma? Nu-i complicat nimic. Hai. Te concentrezi, Ciprian, că nu e greu, da? Da. Pentru 400 de euro, spune-ne cine a fost, ce ocupație a avut, Ștefan Lucian. Pictor. Ce te făceai, Luca, dacă răspundea vecinul meu de la 6? Ce ocupația? Zice, cine a fost? Cine a fost Ștefan Lucian? Vecinul meu de când virgula? Eram mic. Da, zugrav. Cine a fost? Ce ocupație a avut? Zis. Îmi merge mintea. Păi da, mă, dar dacă, Ciprian, dacă era vecinul lui Ștefan Lucian, zugrav. Cine a fost? A fost zugravul meu. Zugrăveam. Ștefan Lucian îl chema. Frește. Bravo, bravo, bravo. Frește. Fresh, fresh. Bravo, domnule. E bine, știi, e bine, ne, Ciprian. Știi să ne spui 5-6 lucrări ale maestrului? Cu portretele. Încerc, Ștefan Lucian e faimos pentru portretele sale. Și autoportret. Da. Un autoportret foarte frumos. Acum, Ciprian, ai ajuns la vârf. Ultima întrebare. Ești în vârf, trebuie să pui steagul pe creastă. Practic, gloria te așteaptă. Merge mai departe. Așa, bravo, bravo, bravo. Măi, Ciprian. Dom'le, ești bun. Cine ar fi crezut că Ciprian singur acasă, confundat cu Monica din Corbeanca? Monica din Corbeanca era pe linie la 8.40. Monica a fost mai devreme. Lasă-mă da, să mă spun, la 8.49.08. Da. Uite, scrie aici. Fac. Deci și George n-a... Păi și când am luat așa, n-am mai... Da, că, când iei liniile, da, dacă era una singură aprins, am zis că aia este. Da, mă, da. Se întâmplă. Da. Cipriane... Da. Ești sigur, sigur că mergi mai departe? Sigur. Bravo. Bine, bine. În 5 minute poți să câștigi 800 de euro în deșteptarea. Rămâi cu noi și tu și cei care ne ascultă și cei care ne privesc pe Facebook. Ne întoarcem în 5 minute cu întrebarea de 800 de euro. Să nu te sucești! Every morning, first thing I turn on in the morning to wake me up. Love the morning. La Europa FM. Întors la dublu sau nimic, 9 și 49 de minute. La Europa FM sunt de vorbă cu Ciprian din Lugoj. Bună dimineața din nou, Ciprian. Bună. Salut! Ai dat 3 răspunsuri corecte, ai 400 de euro și ai zis că mergi spre 800, da? Mergem, mergem. Bravo, domnule! Îmi place de tine că nu te-ai răzgândit. Un om hotărât. În general, da, când am fost în situația asta, în general oamenii au renunțat, că pauza aia a făcut să mai cântărească, da, și mi-era teamă că va fi la fel și de data asta, dar Ciprian a mers ață prin cele 3 întrebări de până acum. Ciprian Lugojan a zis de la început. Da. Eu merg la 800. Bravo, Ciprian. 800 de euro. Hai, concentrează-te fără emoții. E simplu, simplu. E simplu, poți să răspunzi și să ne iei banii. Ciprian. Da. Pentru 800 de euro, în dimineața asta la dublu sau nimic, spune-ne ce mare învățat grec este considerat a fi părintele istoriei. Herodot. Băi, ce emoții. Mai ai căutat pe Google? Ai voie. N-am apucat. Și ce a durat atât de mult? Nu eram sigur. Cum era să răspundă Hefaistos? Nu știa dacă e, da. Ăla cu H. Heracle. Halkidiki. Aralam. Bravo! Bravo, bravo, Ciprian! Asta e, mulțumesc! Adu-mi un pic de entuziasm. Ia Ciprian Lugojanu l-a câștigat 800 de euro în dimineața asta. Bravo, Ciprian! Mulțumesc, mulțumesc mult! Ai fost foarte bun. Ne-ai dat și puține emoții acum la final. Mai era o secundă, cred. Da. Nu? A răspuns pe ultima sută. Felicitări, Ciprian, ești un exemplu pentru cei care se pot înscrie oricând pe europafm.ro la dublu sau nimic. Mă bucur tare mult că am dat banii astăzi, poate o facem și mâine. Unde mai câștigi 800 de euro atât de ușor? Da. Și 400. Uneori chiar 1200. Pe mâine dimineață. Nu mai bine. Secunde. Super, nici Mark Zuckerberg nu câștigă așa. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine. Deșteptarea la Europa FM.